Bună ziua, stimați cetățeni și reprezentanți ai mass media. Am luat decizia să mă adresez șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și Procurorului General European, doamna Codruța Chioveși, și să le semnalez faptul că actuala guvernare, sub patronajul Maia Sandu, au cheltuit fondurile europene în mod discreționar, fără să aibă respect pentru banul public al contribuabilului european. Există mari semne de întrebare cu privire la acești bani. Oamenii se întreabă pe bună dreptate unde sunt milioanele și miliardele despre care toată ziua li se spune că vin ajutor pentru Republica Moldova. Pe ce s-au consumat? Unde s-au dus? Vedem că averile demnitarilor PAS cresc. Vedem că un kilometru de drum din Moldova costă mai mult decât în Germania, decât în România. Gazul este mai scump decât în România și în alte țări europene. Se construiesc clădiri în sate prărsite, iar aeroportul se licitează de câte ori este nevoie ca cel care trebuie să câștige să o poată face. Moldovenii de acasă și din diasporă mă întreabă practic peste tot unde merg de ce ei nu simt nicio îmbunătățire a nivelului de trai din țară, dacă vin atât de mulți bani. Ei cred că aceștia sunt furați de actuala guvernare și au toate motivele să creadă asta, câtă vreme există lipsă de transparență, sunt manipulați și mințiți. În mod absolut legitim, oamenii vor să știe cât din acești bani sunt împrumuturi, cât sunt finanțări nerambursabile. Oamenii vor să știe unde merg acești bani și care sunt beneficiile pentru ei. Din păcate, Republica Moldova arată acum ca un sac fără fund, unde miliardele vin și pleacă fără să înțelegem cum sunt utilizate aceste finanțe. Ceea ce știm astăzi și vedem în această campanie electorală inclusiv este că o parte din acești bani merg la ONG-uri și mass media de partid care face campanie electorală ilegală pentru Maia Sandu și pentru PAS. Tuturor, dar absolut tuturor, deja ne este clar că în această campanie sunt utilizate masiv resursele administrative și că această campanie a Maiei Sandu costă sume colosale, mult mai mult decât raportează organelor electorale. Suntem în fața unei fraude fără precedent în Republica Moldova. Ceea ce mai știm e că cea mai mare parte a miliardelor cu care se laudă guvernarea sunt de fapt împrumuturi pe care moldovenii urmează să le plătească din munca grea în următorii ani. Numai Sandu și echipa ei vor plăti. Ei vor fugi din țară imediat ce vor pierde alegerile într-o zi. Dar aceste datorii imense, ni le vor lăsa nouă, copiilor și nepoților noștri. Ne-au îndatorat enorm, au manetat viitorul copiilor noștri, au ajuns să ne impună să avem cea mai mare datorie publică din istoria Republicii Moldova de 113 miliarde de lei, iar la sfârșitul anului se estimează cifra astronomică de peste 125 de miliarde de lei. De ce s-au făcut aceste împrumuturi? Unde s-au dus acești bani? Suntem mai datori, avem o inflație mai mare ca acum 10 ani și suntem mai săraci. Nu trebuie să fii economist să știi că atunci când îți intră bani în țară, crește nivelul de trai, cresc investițiile și automat ar trebui să îți scadă și inflația. Dar asta dacă banii sunt folosiți în mod real pentru oameni și pentru economie. Dacă nu dispar în buzunarele unor politicieni ca Spânul, Grosu, Recean și alții. Moldova este cea mai săracă țară de pe tot continentul european. Asta, deși aici au venit câteva miliarde de euro, după spusele Maiei Sandu. Cred că această lipsă de transparență și corectitudine în gestionarea fondurilor externe ar trebui să fie un grav semnal de alarmă și pentru partenerii noștri de dezvoltare. Eu îi invit cu mine în vizitele în teritoriu să audă ce spun oamenii despre aceste finanțări,
cât de supărați sunt ei că nimic nu ajunge la oameni și se face doar PR politic pe seama acestor bani. Eu sunt sigur că partenerii noștri externi au cea mai mare dorință ca moldovenii să simtă beneficiile acestor bani care vin, dar nu înțeleg de ce îi permit Maia Sandu și bandiților din PAS să abuzeze politic de acești bani, la fel cum o făcea Plahotniuc și aliații săi de cândva. De ce îi permit Maia Sandu și bandiților din PAS să manifeste lipsă de transparență și să îi folosească în interesul lor politic? Dragi prieteni, este important ca aceste suspiciuni pe care cetățenii Republicii Moldova le au față de modul fraudulos în care sunt gestionate fondurile externe să fie cât mai rapid clarificate. Cred că dacă se va face o investigație independentă, se va descoperi că miliardul furat anterior de oligarhi e floare la ureche pe lângă miliardele deturnate sau utilizate incorrect în ultimii ani de către guvernarea PAS. De aceea, consider că această chestiune trebuie abordată cât mai serios. Suntem o țară candidată la Uniunea Europeană și nu putem începe negocierile câtă vreme nu se vor clarifica lucrurile. Câtă vreme nu clarificăm pentru cetățeni unde s-au dus toți acești bani primiți de Moldova. Ce dobânzi urmează să plătească pentru ei? Pentru că mulți oameni mi-au cerut să clarific acest subiect, am decis să transmit o scrisoare președintei Comisiei Europene și prim procurorului parchetului european pentru a semnala această suspiciune și nemulțumire a moldovenilor față de modul în care sunt utilizate fondurile europene. Această scrisoare am decis să o fac, să le scriu doamnei Ursula von der Leyen și doamnei Chioveșe, pentru că justiția de la noi este în slujba puterii și nu va face lumină în acest caz. Justiția moldovenească a ajuns o anexă a guvernului și este doar un complice care încearcă mereu să șteargă urmele de la locul crimei. Nu avem nicio șansă să putem afla adevărul. De aceea, e nevoie ca cineva corect și imparțial să facă lumină. Să ne spună clar unde sunt banii din granturi, din împrumuturi, cum au fost aceștia cheltuiți. Sunt sigur că vom avea multe surprize neplăcute. Sunt sigur că dacă adevărul va ieși la iveală, va fi un cutremur pe scena politică din Moldova. Sper că se va da curs acestei solicitări. Este, în primul rând, în interesul Uniunii Europene să clarifice aceste suspiciuni de deturnare și folosire în scop politic a acestor bani. O investigație serioasă ar clarifica aceste lucruri și ar contribui semnificativ la o consolidare a imaginii UE în Republica Moldova. Repet, dacă ceea ce spun eu, că mi-au relatat moldovenii despre finanțările externe, nu este suficient de credibil, îi invit pe toți cei interesați la o vizită extinsă în teritoriu, la discuții transparente cu cetățenii noștri, care au foarte multe întrebări și suspiciuni legate de acest subiect. Au întrebări către președintele țării, care a promis transparență, a promis că va ieși la dezbateri, a cerut tuturor să iasă la dezbateri. Știți de ce nu iese astăzi la dezbateri? Tocmai pentru că se teme de întrebările pe care le voi pune eu, întrebările oamenilor. Iar oamenii se întreabă de ce 220.000 de persoane tinere, în putere, au plecat din țară în doar ultimii 3 ani. Oamenii se întreabă de ce, la începutul mandatului Maia Sandu, datoria publică era mai mică. Astăzi a crescut de aproape două ori, de la 67,8 miliarde lei la 62.000 de lei pentru fiecare angajat oficial din țară, până la aproximativ 125 de miliarde de lei estimate la sfârșitul acestui an. De ce azi 51,6.000 de lei constituie datoria ce revine fiecărui cetățean rămas în țară? Oamenii se întreabă de ce astăzi circa, rețineți, 140.000 de lei sunt puși pe umerii fiecărui angajat în câmpul muncii. Asta însemnând de 2,7 ori mai mare decât la începutul de mandat al Maia Sandu. Vă rog să zăbuviți la această cifră.
Toți cei care muncesc în țara noastră au pe umerii lor deja o datorie de câte 140.000 de lei. La aceste întrebări trebuie să răspundă președintele și guvernarea ei. La fel, oamenii întreabă de ce investițiile au scăzut, de ce sărăcia absolută e din ce în ce mai mare și a ajuns în 3 ani de zile de la 21% la peste 32%. Dragi moldoveni, mi-am propus câteva lucruri clare în cazul în care voi îmi veți acorda încrederea și voi câștiga președinția. Am vorbit despre soluțiile mele privind combaterea corupției și a sărăciei, despre industrializarea țării, despre creșterea agriculturii. Dar nu renunț la lucrurile în care cred. Justiție, echitate, adevăr, lege pentru toți. De aceea, primul lucru pe care îl voi face este să scot adevărul la iveală. Voi aduce cele mai mari firme de audit din lume și voi face un control la sânge. Mă angajez să facem un audit al tuturor deciziilor care ne-au îndatorat țara. Voi lua fiecare instituție la verificat pentru a vedea unde sunt banii europeni și cei de acasă. De ce ne-am îndatorat atât? Voi face un audit al instituțiilor și voi afla fiecare leuț care a fost folosit nejustificat sau furat. Vinovații vor plăti și miliardele întoarse statului vor fi. Moldova este săracă pentru că politicienii fură, pentru că banii veniți aici sunt cheltuiți în mod incorrect, pentru că nu există un control al instituțiilor, pentru că ONG-urile au fost aservite și fac doar propagandă pentru putere, pentru că o bună parte din presă se comportă ca niște companii de PR în slujba PAS și Mai Sandu pe banii noștri ai tuturor. Fondurile europene pe care Moldova le primește sunt vitale pentru țara noastră și le sunt foarte recunoscători partenerilor noștri de dezvoltare pentru ajutorul lor. Dar un lucru e important să-l cunoaștem. Ei trebuie să înțeleagă corect nivelul la care ne aflăm în ceea ce privește corupția, politizarea instituțiilor, a instituțiilor de drept și celor de reglementare și să evalueze la justa valoare riscurile ca aceste fonduri să fie deturnate. Și la final, iată și un mic test. Haideți să vedem care dintre instituțiile mass media vor reflecta acest subiect care este atât de important pentru oameni. Cine este curios să aibă o primă dovadă a celor spuse de mine, doar să urmărească cine ignoră acest subiect de maxim interes public și va înțelege care sunt o parte din instituțiile media și ONG-urile prin care se deturnează o bună parte din acești bani ca să facă politică în interesul PAS și al Mai Sandu. Pe final, stimați concetățeni, vă invit ca pe data de 20 octombrie să votați cu încredere numărul 7 din buletinul de vot. Un președinte dedicat țării și oamenilor săi. Un președinte dedicat ordinii, dreptății, bunăstării. Un președinte dedicat luptei cu corupția și cu sărăcia. Un președinte dedicat familiei, tradiției, credinței noastre strămoșești. Un președinte dedicat sănătății și educației. Un președinte dedicat păcii, liniștii, bunei înțelegeri între oameni și, bineînțeles, unei integrări europene cu capul sus, nu în genunchi, așa cum ne dorește actuala guvernare. Așa să ne ajute Dumnezeu.